Domnul și domnilor, dați-mi voie să spun și eu câteva cuvinte. Doamnelor și domnilor deputați, dacă o să mai întrebune vocea, vă rog frumos să mă iertați că o să fiu emoționat. În primul rând vreau să vă felicit pe toți pentru mandatele câștigate și obținute. Aș vrea în primul rând să-i felicit, în al doilea rând, scuzați-mă, pe cei care au câștigat pentru prima dată un mandat în Camera Deputaților. Este o muncă grea, într-o perioadă foarte grea. Societatea noastră are nevoie în permanență de voci noi în Parlament și eu sunt sigur că veți reuși să vă ridicați la înălțimea demnității pe care v-au încredințat-o cetățenii României. Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o în alegerea în funcția de președinte al Camerei Deputaților. Vă asigur pe toți și pe cei din opoziție și pe cei de la guvernare și pe cei din opoziție că voi face tot ceea ce îmi stă în putere pentru a duce la bun sfârșit acest mandat pe care mi l-ați încredințat. Președinția Camerei Deputaților este o mare onoare pentru orice cetățean al României, dar este și o uriașă responsabilitate. Sunt convins că împreună, noi, cei 412 parlamentari, vom reuși să oferim acestei instituții prestigiul de care are nevoie. Sunt convins că vom așeza Camera Deputaților și Parlamentul României pe locul înscris în Constituție. Îmi doresc ca această legislatură, rolul Parlamentului, să crească. Să aducem din nou în plenul Camerei Deputaților dezbateri de substanță despre viitorul României. Și avem în 2013 numeroase oportunități, plecând de la modificarea Constituției, o nouă lege electorală, reforma administrativă, bugetul de stat pentru 2013 sau reforma sistemului de sănătate. Chiar dacă avem păreri politice diferite, eu cred că este important să demonstrăm că 412 uniți înseamnă mai mult decât 334 dezbinați. Acesta este rolul pe care Constituția îl rezervă Parlamentului și în special Camerei Deputaților. Acesta este rolul pe care forul legislativ trebuie să-l aibă în relația cu celelalte instituții fundamentale ale statului român. Și aici mă refer la Guvernul României, la președinție, la sistemul de justiție. Ca președinte al Camerei Deputaților, responsabilitatea mea este să mă asigur că această relație funcționează în interesul alegătorilor care v-au dat votul pentru Parlament și care ne-au trimis pe toți în Parlamentul României. Vă asigur că din această înaltă demnitate voi folosi toate pârghiile legale pe care le am la îndemână pentru a îndeplini această responsabilitate. Îmi doresc să continuăm proiectele pe care le-am promis în mandatul trecut, în legislatura trecută, chiar dacă a fost una scurtă. Și aici mă refer la un nou cod de conduită pentru parlamentari, un nou regulament al Camerei Deputaților, un nou statut al demnității de deputat și senator în România europeană. Mă refer de asemenea la consolidarea unui parteneriat cu societatea civilă, dar și la creșterea rolului diplomației parlamentare în relațiile externe ale statului român. În același timp, doamnelor și domnilor, v-aș ruga să nu uitați că trăim vremuri grele, că milioane de familii din întreaga țară resimt în continuare efectele crizei economice. Sunt milioane de români care au făcut sacrificii pentru a putea trece peste această perioadă. Mulți dintre ei v-au votat pe 9 decembrie, ne-au votat pe 9 decembrie. Iar noi suntem astăzi aici, în aula Camerei Deputaților, datorită voturilor pe care ei ni le-au încredințat. Aceste voturi reprezintă speranța oamenilor într-un viitor mai bun și încrederea lor că noi suntem cei care le putem livra această speranță într-un viitor mai bun. Este datoria noastră să răsplătim încrederea pe care ei
ne-au acordat. Și vom reuși, doamnelor și domnilor deputați, indiferent de culoare politică, dacă aducem mai multă transparență în activitatea noastră, dacă dăm dovadă de mai multă reținere și eficiență în cheltuirea banului public. Astăzi trebuie să recunoaștem cu toții că Parlamentul este una dintre instituțiile în care românii au cea mai puțină încredere. Iar cea mai mare provocare pentru noi este recâștigarea credibilității. Prin tot ceea ce facem în Parlament, trebuie să răspundem așteptărilor pe care societatea românească le are de la noi. Atât timp cât vom răspunde acestor așteptări, puteți fi siguri că percepția pe care o au oamenii despre Parlament se va îmbunătăți. Știu că nu va fi ușor. Știu că nu se poate întâmpla acest lucru peste noapte. Dar nu avem altă alternativă. Viitorul democrației românești depinde de încrederea pe care oamenii o au în Parlament. Recâștigarea încrederii trebuie să fie prioritatea numărul unu a acestei legislaturi. În ceea ce mă privește, foarte mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți, sunt un deputat ales la cel de-al patrulea mandat, indiferent de funcția sau simplitatea mandatului în Parlamentul României, am respectat întotdeauna prevederile Constituției și regulamentul. Vă asigur că voi face la fel și în acest mandat. Îmi doresc să avem un Parlament în care românii să aibă încredere și îmi doresc ca la finalul acestor 4 ani de mandat, fiecare deputat din Camera Deputaților să fie privit cu respect de către alegătorii săi. Îmi doresc că la finalul celor 4 ani de mandat să putem spune că ne-am făcut treaba pentru care oamenii ne-au acordat încrederea și voturile lor. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez succes!